Vă spun o mică anecdotă. În clipa în care a fost gata cu manuscrisul La lacrimi și sfinți, Cioran s-a prezentat la o editură în 36, cred, suntem. Însă directorul editurii i-a dat manuscrisul înapoi, e drept, îl culesese deja, spunându-i, eu mi-am făcut averea cu ajutorul lui Dumnezeu și nu pot să public cartea asta. În cele din urmă, Cioran își publică Lacrimi și Sfinți în editura autorului, așa scrie pe ediția Princeps. Nu știu ce ar fi gândit Cioran dacă ar fi fost... s-ar fi aflat în fața unui audiobook cu textele lui din anii 30, citite, spun încă o dată, de minunatul Răzvan Vasilescu. Bine v-am regăsit. Îmi pare foarte bine că ai spus de ediția în franceză. Nu ne-am înțeles între noi, dar eu astăzi, dintr-un soi de fetișism, mi-am permis, nu putea la vanitatea mea să ratez așa ceva, să vă aduc și să vă arăt ediția franceză din Lacrimi și Sfinți, L'arme de l'arme de saint, tradusă de Sanda Stolojan, și care are pe pagina de gardă primul autograf al lui Cioran pentru mine. E din 29 august 1988 și îmi zice Burdan Mihăilescu, tut me felicitation pour votre livre. I-am dat Eminescu meu din 82. J'ai une nouvelle qui va vous intéresser, o știre care să vă intereseze, o noutate. Je n'ai plus envie d'écrire. Nu mai am chef să scriu. Asta era în 88. Acum, un duh bun al editurii noastre, care acum, anul ăsta știți că face un sfert de veac de existență, duhul bun face ca tot astăzi, acum vreo 4-5 ore, să fie lansat în acest loc jurnalul lui Jenny Aterian, care este sufletul geamăn al lui Cioran. Într-o epocă în care el a debutat cu această carte care i-a îngrozit pe toți prietenii săi, Jenny a spus că este cea mai ortodoxă și mai creștină carte din sud-estul Europei. Această carte, Lacrimi și Sfinți, despre care Mircea Cărtărescu mi-a dat voie să spun asta, azi la orele două mi-a spus că este, citez, cartea cu cel mai frumos titlu din literatura română, nu m-am gândit la asta în viața mea, Lacrimi și Sfinți, această carte a făcut-o pe mama lui Cioran să-i spună în blestem ziua în care te-am purtat în pântecul meu. Era fiul de protopop, erau ardeleni credincioși beton și Cioran venea și se lupta cu Dumnezeu, mușca din îngeri, mușca din divinitate și prin tot ceea ce a putut el să nege și să hărțuiască și să hărtănească Dumnezeirea, n-a făcut decât să-i înalțe un nim lui Dumnezeu cu atât mai mare.